Bună seara, doamnelor, domnilor! Eu sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Portret Obiectiv la TVR Moldova. Invitata noastră din această seară este doamna Nina Costiuc, primarul Comunei Budești. Doamna Costiuc, bună ziua! Bună ziua, doamna Elena! Cum sunt sărbătorile, hramurile la Budești? O, până la hram mai avem 19 septembrie, este minunea Sfântului Arhanghel Mihail, dar pregătirile, de fapt, merg de la un hram la altul, fiindcă evenimentele care se derulează pe parcursul între hramuri sunt diverse, avem și bucurie, și se nasc copii, și cupluri avem care împlinesc 50 de ani, dar anul ăsta chiar am avut un cuplu care a împlinit 70 de ani. 70. Și așteptăm oaspeți, mă bucur că la cumpăna Constanța, România, prietena, colega, sora mea din 2005, Mariana Gâjo, a câștigat alegerile cu 68%, a șaptea oară, și sper să fie cu câțiva consilieri la noi ca oaspeți de onoare. Avem și colegi, parteneri locali, avem parteneri de dezvoltare. Sper să fie o zi plină cu prieteni și cu săteni mulțumiți de activitatea administrației publice locale. Dar cum sunt oamenii de la Budești? Ca toți oamenii, cu dureri, cu necazuri, cu bucurii, dar cu speranțe și implicați în activitățile localității. Vă mai amintiți de acea primă căsătorie oficializată de dumneavoastră în calitate de primar? Eu, de fapt, am oficializat căsătorii în calitate de secretar a satului în 1975, dar am arhive, fiindcă eram și atunci foarte angajată și oficializam și nașteri, și vreau să vă spun că se nășteau pe atunci câte 120 de copii pe an. De fapt, este o sinusoidă foarte evidentă care vorbește despre prin ce trece societatea, și așa se nasc și copiii. Dar mulțumesc Domnului, totuși noi menținem procentul demografic, cu toate că de la an la an diferă. Dacă anul trecut am avut 70 de copii noi născuți, adică nu anul trecut, un an în urmă, acum în 23, când am celebrat Hramul Satului, fiindcă noi facem și Anul Copilului, s-au născut 60 de copii, și totuși asta ne bucură, fiindcă avem câte două clase de întâia. Deci când spunem adio grădiniță, ne ducem la școală și avem două clase. De clasa întâi. Dar mai țineți minte acea emoție când ați intrat pentru prima dată în calitate de primar deja în primărie? Primar, după 90, ori că eu am fost primar și în 80-85, în perioada sovietică. Așa. Și am avut și atunci emoții foarte mari, dar dacă să vorbim de 95, de acolo când au fost primele alegeri libere, așa, directe, universale, foarte, foarte trist. Dacă în 80-85 am preluat activitatea fostului președinte de Soviet Sătesc, și cu totul atunci avem ștampilă, dar lozinca, toată puterea sovietilor era lozinca, că de fapt puterea
era numai ștampilă. În 95, când am revenit în localitate, am revenit într-o localitate devastată, cu o primărie unde pardoselele erau putride și deci acolo unde erau cel mai tare putride erau puse lozincele, cele care stăteau pe pereți și acoperite cu țoluri. Podul căzut, deci la școală se încălzea cu cărbuni, cu niște căciamuri de cele vechi, cu un randament foarte scăzut de încălzire. Nu era apă, nu era gazificat, grădinița lucra numai sezonier. Centrul de sănătate, la fel, putea să dea numai recete. Și lumânări de comandă de preotul. Căminul cultural era cu podul căzut și cu ferestrele sparte, geamurile sparte. La școală, geamurile la fel, că știu pe de rost, sunt 97 de geamuri la liceul teoretic Budești, care am reușit să le schimbăm în 2004. În 2006 am reparat capital clădirea cu brâu seismic, cu izolare a fundației, cu reparația pereților, acoperișului, încălzire, vicei înăuntru, vicei, spun, fiindcă asta e o prerogativă a mea. Și chiar și acum mă mândresc că am reușit împreună cu Edis Viitorul și cu ambasada Cehiei să construim un liceu public în parcul central și cu despărțituri pentru și persoanele cu dizabilități și pentru copii. Am pus și o masă pentru înfășat și îngrijit copiii. Deci am găsit o localitate fără infrastructură, obiectele socioculturale deplorabile și am răsfăcat mâinicile și am spus că trebuie să mă dedic satului meu, că am avut și alte posibilități de a merge și a face o muncă cu totul mai nu atât de responsabilă cum la primărie, fiindcă îți asumi responsabilități enorme și dacă nu îți dai seama de asta, domnișoară Elena, atunci nu ai succes și nu ai încrederea oamenilor. Oamenii simt cât de dedicată ești. Când spui că, vai de mine, eu servesc satului și o să mă dedic, asta e una. Să spui, este ușor. Dar iată, să realizezi prin fapte, asta este mult mai greu și trebuie să ai oameni pe care să-i motivezi, pe care să-i aduni în jurul tău și să-i motivezi pentru a realiza împreună lucruri utile pentru cetățeni. Vorbim și despre echipă și despre acești mulți ani din care sunteți tot în prima linie, dar până atunci urmărim câteva declarații despre dumneavoastră, în care în mare parte tot vorbim despre Budești. Să urmărim. Primării este foarte important ca să poți pune accentele pe dezvoltarea economică, crearea locurilor de muncă, asigurarea unui mediu sănătos de viață și sigur că toate lucrurile astea nu le poți face de unul singur, dar este necesar ca să unești eforturile a mai multor localități. Deci mergem pe regionalizare. M-am adresat și adresarea mea a fost auzită și susținută și chiar de la început în familie unde erau mulți cazați am
am avut și câte 17 persoane. Oamenii sunt deschiși, sunt dispuși să ajute și asta este un examen la maturitate și a conștiinței civice a tuturor locuitorilor din Budești ca și din toată țara. Din toate problemele care există astăzi la zi, problema să avem un sat, o localitate salubră și cu servicii publice de calitate. Cred că asta este tendința și dorința fiecărui primar și a populației care locuiește în localitate. Deci noi ne bucurăm foarte mult că am găsit parteneri și acești parteneri nu întâmplător i-am găsit noi, ne-am bucurat când am aflat că comunitatea mea a deschis ușile și noi am venit cu doleanțe care au fost auzite. Dacă ne unim, putem și noi împreună cu dumneavoastră, nu numai într-o localitate, dar în toată țara, să schimbăm situația spre bine. Vom merge înainte pentru a dovedi că nu suntem indiferenți, că pentru noi toți contează viitorul acestei țări. Doamna Costiuc, în politică, femeile susțin alte femei? Femeile lideri, femeile care manageri, nici nu pun întrebarea. Nu există femeie, bărbat, există conducător. Și colegi, deci colegialitatea trebuie să fie supremă, deci nu trebuie să activez pe emoții, dar la rece. Fiindcă cineva glumea că dacă or fi femei la conducere în toate țările, atunci multe țări n-ar vorbi una cu alta. De fapt, este o glumă, dar sunt femei între femei, deci trebuie să-ți iubești jobul, cum este acum la modă. Lucru, munca, să-ți o iubești. Și dacă Dumnezeu te-a îndreptat și ai îmbrățișat o meserie sau o profesie și dacă îți place și o faci cu suflet, atunci să știi că vii la lucru ca la sărbătoare. Că de fapt mă întrebam ce înseamnă sensul vieții, care este sensul vieții. Cineva tot a spus că fericirea este când te trezești dimineața și ești fericită că te-ai trezit, că nu te doare nimic și că mergi la serviciu, că ai unde merge, unde poți să te realizezi, unde te așteaptă, unde au nevoie de tine. Și seara, când vrei să mergi acasă, când cineva te așteaptă sau chiar și acele animaluți care le ai acasă te așteaptă. Că eu am 3 mățișori, 2 psicuți, 2 căței și un soț care mă așteaptă. Vă place să controlați lucrurile? Lucrurile, dacă nu le ții sub control, scumpa mea, atunci ele îți scapă și poți să dai indicații foarte clare, dar dacă nu verifici executarea, atunci te trezești că poți să ai eșec în realizarea unor lucruri și poți să nu mai ai cale de întoarcere. Deci, depinde, dar la orice lucru, dacă vrei să-l duci la capăt, trebuie să-l ții sub control și să te implici.
Fiindcă dacă leși chiar și o mâncare, dacă ai pus la fiert și nu ai amestecat din când în când, eșuiesc. Atunci eșuiesc. Care a fost pentru dumneavoastră cel mai dificil mandat? O, nu o să spun lucrul ăsta, fiindcă nu am dreptul să mă jelui și mai ales dumitale că sunteți tânără, dar și experimentată, cu experiență. Vreau să spun că toate mandatele nu au fost ușoare, fiindcă responsabilitatea și cerințele pe zi pe zi se schimbă și sunt cu mult mai complicate și mai greu de realizat. De aceea și vreau să vă spun că și oamenii se schimbă, și viziunile, mentalitatea. Nu mai poți să fii cu mentalitatea 4 ani în urmă, când te-au votat, de exemplu, 4 ani în urmă. Când ai venit în pragul următorului mandat și dorești și simți că oamenii te-ar susține, atunci, dar nu numai atunci, în fiecare zi, fiindcă în fiecare zi tu trebuie să dovedești oamenilor și ții în primul rând că încrederea care ți-au oferit-o trebuie îndreptățită. De ce oamenii, de fapt vin alte generații și cei tineri care vin, fiindcă se schimbă, eu nu pot să le spun ce a fost în 1995, deci fiindcă ei cer în continuare să fie drumurile, să fie de calitate, să fie create condiții de agrement, de muncă, de odihnă, deci astăzi și acum. Și eu nu pot să le spun, dragii mei, în 1995 în genere nu exista ceea ce este acum și s-a făcut cu mare greu, ceea ce mulți n-au reușit în jurul Budeștiului, dacă să mergi chiar, dacă o leacă mai departe de Budești, atunci vezi că lucrurile nu stau chiar așa ca la Budești. Și asta e datorită muncii zi de zi, cu jertfire de sine. De aceea, fiecare mandat, fiecare zi este o provocare și pentru mine este interesant, fiindcă orice greutate care este în cale, care apare, orice problemă cu care vine omul la tine ca să-l ajuți, este iarăși o provocare și deseori îți cere foarte mult răbdare, sănătate, calm, fiindcă deseori, acum eu nu vreau să ating tema, dar multe legi care sunt primite, ele sunt bune, dar mecanismul de implementare nu este clar și oamenii îmblă pe drumuri și unde vin cu nervoși și nemulțumiți, unde vin? La primărie, la primar. Și iată, dacă să luăm cei care n-au putut să dea casele în exploatare din 1995. Da, concret. Deci s-a dat un coridor special de 2 ani ca să reușească prin documente mai simplificate, pe propria răspundere a beneficiarului, proprietarului, să-și dea casa în exploatare. Urmează să facă un dosar de măsurări, să meargă la notar să facă declarații și în baza măsurărilor vine la primărie și la fel este un blanc special care trebuie să-l îndeplinești. Nu mai spun că trebuie să fii specialist, că nu chiar așa de simplu, dar vine omul și spune, păi dar eu nu numai casa am șacareturi, am, cum la noi se spune, bașcă, am căsuță, bucătărie de vară, am pentru găini, da. Și din piatră, și capital, eu cu acele ce fac? Eu n-am răspuns la întrebare.
Și atunci vreau să merg la legiuitor, să dacă hotărăști una, hotărăști de acum în ansamblu, totalitate, dar nu pe jumătate, fiindcă jumătățile astea, ele creează nemulțumire oamenilor, fiindcă cel care scrie legea trebuie să mai întrebe, ori să vadă o leacă unde lovește, este mai amplu, cuprinde toate problemele, ori nu. Că de fapt orice lege are și lacune și de aceea sunt legiuitori vii și noi suntem administrația publică locală pentru a bate la uși și a modifica. Cum vă dobândiți răbdarea? Dar răbdarea, dacă nu ai răbdare, nu ai calm, nu ai îngăduință, nu ți-i locul la primărie, și mai ales în funcția asta. Trebuie să ai răbdare cu oamenii și să găsești soluții. Omul trebuie să ducă mulțumit. La primărie trebuie să fie așa condiții create și chiar sediul primăriei trebuie să fie binevoitor, prietenos. Eu, de exemplu, din 2006 am schimbat toate ușile, am pus cu sticlă transparente. Omul când vine în holul primăriei, el să vadă că specialiștii, funcționarii, lucrătorii care sunt în birouri nu stau și se uită înainte în ziare, dar acum în gadget. Dar este cu cineva ocupat și să aibă răbdare ca să fie deservit cel care e mai înaintea lui, primul venit, primul servit. E o altă interacțiune. Continuăm acest dialog, dar urmărim câteva repere din CV-ul dumneavoastră. S-a născut lângă biserică, în casa bunicului său, la 21 iunie 1956. I-a plăcut mereu să învețe. După absolvirea Colegiului Financiar Economic din Chișinău, în anul 1976, pleacă la studii la Moscova, la Institutul Juridic Unional. Pe lângă geamantanul plin cu struguri, și-a luat o geantă mare cu cărți, de aceea se bucură și azi când primește o carte bună în dar. Este primar la Budești pentru a noua oară, din anul 1995 până în prezent. Astăzi, Budeștiul este o localitate atractivă și prestigioasă pentru mulți doritori să locuiască în spațiul rural. În perioada anilor 2000-2016 a reprezentat la nivel european atât satul cât și țara, în calitate de membră a Delegației Republicii Moldova în Consiliul Europei și în Camera Puterilor Locale și Regionale de la Strasburg. A fi primar e o întâmplare. A te afirma și menține în această funcție, a fi om e lucru mare, afirmă Nina Costiuc. Spune că funcția de primar cere capacități de lider, de dăruire de sine necondiționată, de răbdare și îngăduință față de oameni. Este în continuă mișcare și se sufocă să stea acasă mai mult de două zile. Are tot respectul pentru oamenii verticali, pentru că și ea este o femeie fără mască, gata mereu să facă imposibilul. Pentru muncă lungă și fructuoasă în administrația locală, în 2020, Nina Costiuc a primit cea mai înaltă distincție de stat, Ordinul Republicii. De ce vă place competiția? Da, viața este o competiție. Îmi place că în competiția asta să fiu printre primii și să ajut ca și cei care sunt în urmă să fie alături de mine. Nu mi-am dorit niciodată ca să fiu de una singură. Cum este echipa dumneavoastră? Cum ați ales? De fapt, când am venit la primărie, m-am reîntors la primărie după 10 ani, fiindcă 80-85, după 85 am revenit în 95 și am găsit o echipă care era acolo. Cei care nu au putut ca să țină pasul, singuri au rămas, au cedat. Nu am concediat absolut pe nimeni și totdeauna am fost de părerea că nu există oameni răi sau
nepregătiți, dar totdeauna trebuie să te implici și să creezi condiții pentru a ridica, de a ridica profesionalismul. Și spun asta cu adevărat, că totdeauna am pus umărul și am motivat ca colegii mei din primărie, din instituțiile subordonate primăriei, conducătorii instituțiilor, să meargă să facă studii. Și mă mândresc cu asta, fiindcă acum coleg Roade, deci nu numai că n-am avut așteptări și recunoștință, dar asta se simte în atitudinea și dăruirea lor, din partea lor, activității și localității. Sunt implicați în diversele activități pe care noi le petrecem, măsuri culturale, măsuri sportive, educative, în scrierea și realizarea, implementarea proiectelor. Deci eu mă bucur că am motivat și motivez în continuare ca oamenii să se perfecționeze, să facă studii și să mă întreacă în cunoștințe chiar. Fiindcă eu toată viața am învățat. Am învățat și de la copiii cei mici și de la oameni mai în vârstă ca mine și de la foarte multă lume cu care am contactat pe parcursul acestor multor ani, conducători de nivel de rang înalt în ministerie, în agenții, în administrații, în primărie. Deci niciodată nu m-am dat cu aere că eu cunosc de ajuns și nu trebuie să mai aud și părerile și dovezile, argumentele care mi se aduc în procesul de activitate. Dar în primul rând, cui cereți sfatul atunci când luați o decizie legată de Putești? Înțelegeți, chiar și a mei de acasă spun că eu cer sfatul, ascult, dar și la urmă și până la urmă aleg și fiindcă trebuie să primesc până la urmă eu răspund. Vă asumați. Și îmi asum responsabilitatea. Depinde ce trebuie de hotărât. Dar vă spun că până la urmă îmi asum responsabilitățile și aleg din tot arsenalul de propuneri, idei, argumente, că totdeauna, de fapt, și în povești spun că stă Făt Frumos și în fața lui sunt trei, mergi înainte, ajungi unde ajungi, în dreapta, în stânga. De aceea trebuie foarte bine să cântărești. Tatăl meu totdeauna mi-a spus, de 10 ori măsoară și odată taie. Ați acceptat vreodată o funcție în puterea centrală? Înțelegeți, când în viața asta a mea de conducător, că de fapt totdeauna am avut așa în viață intersecții unde trebuia să accept, dar acceptând eram pe linia întâi. Întrebarea niciodată n-a stat că dacă accepți, trebuie să-ți vezi rezultatele muncii. Așa. Și nu, trebuia să aleg. Am ales să mă întorc în sat și să concret să îmi pun umărul toate cunoștințele, relațiile cu oamenii, să le folosesc pentru a ridica localitatea, a o schimba. Fiindcă, da, deci să lucrezi la guvern, într-un minister, în parlament, este o muncă colectivă. Ministerul, ministru face politici, dar nu ai bucurie aceea să vezi
că ai construit un liceu, da? Că ai construit un drum, că ai reușit să ajuți concret pe tante Ioana, pe moș Ion sau copiii care rămân în situații de risc. Poți la concret, la concret, astăzi și nu mâine, și vezi rezultatul. De aceea, dacă și mi s-ar... Da, este o responsabilitate, dar trebuie să ai echipă și dacă să-ți asumi responsabilitate la nivel de țară, atunci trebuie să ai și oameni cu care să poți hotărâi și îi răspunde. Nu pur și simplu că am ridicat mâna și m-am dus acasă și am uitat de toate. Nu. Și în genere, noi nu avem succes numai de atâta că îmi pare că nimerind în, la nivelul de sus, lipsește simțul ăsta de echipă și și dorința de a vedea rezultatele. Fiindcă parcă am impresia că se bate pasul pe loc. Cineva gra cu broască și o știu că am trecut și prin asta, prin alianțe, prin tot ce vrei. Și nu vreau, de fapt, venind încoace, am spus că nu ating întrebările statale. Mă limitez la ceea ce pot eu și răspund la nivelul meu. Dar nu pot să nu, fiindcă trăiești într-o țară și îți dorești și la nivel de țară, să fii responsabilitate și să fii dăruire de sine și să nu spună interesele de grup înaintea căruții, înaintea carului. Avem câteva mesaje de la colegii, oamenii dumneavoastră, despre primarul, dar și omul Nina Costiuc. Vă invităm să-i urmărim. Nina Costiuc este un om extraordinar și un conducător de excepție. O cunosc de peste 20 de ani și întotdeauna m-a uimit capacitatea ei de a fi și perseverența și ardoarea cu care ea încearcă să facă tot ceea ce își propune. Vreau să vă zic că cu adevărat este un om neordinar. Faptul că Budeștiul s-a dezvoltat și a devenit cunoscut nu doar în Republica Moldova este grație Ninei Costiuc. Faptul că are niște parteneriate pe orice colț al globului, atunci când am auzit că a încheiat un contract de colaborare și cu câteva țări din Africa, atunci chiar am râs cu poftă și zic: Doamna Nina Costiuc, doar dumneavoastră puteați să faceți asta. Ea este și un om căreia îi place foarte mult literatura. Și am să vă comunic câte ceva care probabil știu puțin dintre dumneavoastră. Ei îi plac mai mult scriitori, dar îi place foarte mult Petru Carare și vreau să vă zic că foarte des recită versuri semnate de Petru Carare. Nina Costiuc este un conducător de la care ai ce învăța și faptul că este unul dintre cei mai longevivi primari din Republica Moldova demonstrează faptul că este o adevărată comoară și eu mă bucur foarte mult că o cunosc, mă bucur că suntem pe aceeași lungime de undă, mă bucur că am trăit multe clipe împreună și am fost implicat în mai multe activități în care ne-am completat una pe alta. Îmi place această femeie. Țin să menționez din start că avem o cooperare eficientă, fructuoasă cu primăria Budești în general și cu doamna primar Nina Costiuc mai bine de 20 de ani. Și după cum arată rezultatele, a înregistrat performanță specială. A reușit să construiască un centru de tineret care este destul de frumos, destul de performant. A reușit să ridice un centru pentru bătrâni, pentru refugiați și nenumăratele proiecte care le-a inițiat în comuna Budești. Astăzi sunt ca model pentru toată țara. În mod special vreau să accentuez relațiile bune care le-a stabilit cu agenții economici din localitate. Și din punctul ăsta de vedere, Budeștiul este asigurat și cu locuri de muncă. Doamna Nina Costiuc este un om special care are o comunicare extraordinară absolut cu toți care interacționează.
are o comunicare foarte bună cu cetățenii din localitate și cu toată lumea care vine în Budește. Observați că primăria Budește arată altfel decât orice altă primărie din Republica Moldova. Și oamenii din primăria, spun eu, sunt aleși pe Sprânceană. Și asta este meritul doamnei Nina Costiuc, care știe să lucreze cu oamenii. Este femeia care are o bunătate deosebită, femeia care are o empatie deosebită față de tot cetățeanul din localitatea ei și nu numai. Eu, ca colegă, m-am inspirat de la domnia ei în multe lucruri frumoase și inedite de altfel, fiindcă ea a reușit în parcursul vieții sale, în activitatea sa de primar, să vadă foarte multe țări europene, țări dezvoltate și tot suflul ăsta l-a adus în Budești domnia ei. N-a fost niciodată conservatist, întotdeauna s-a exprimat și s-a dezvăluit cu ideile și cu experiențele sale. Mai mult ca atât, atunci când te uiți la Nina Costiuc, o vezi o femeie care are o eleganță deosebită. Deci o caracterizează probabil ca pe o femeie unicală în Republica Moldova. O iubesc deosebit. O iubesc ca pe o soră de cruce, o iubesc ca pe o soră de breaslă, o iubesc ca pe un om. Vreau să-i urez, doamne Nina, sănătate, perseverență, ingenioitatea pe care o are să o dezvăluie și cerul să Nina întotdeauna să-i fie deasupra capul, fiindcă o merită pe deplin. Pentru mine, Nina Costiuc este femeia tank, femeia perete, pe care nimeni nu poate să o spargă și peste care nimeni nu poate să treacă. Deci dacă Nina Costiuc o zis că astăzi trebuie să facem asta, asta se face. Dacă o zis că categoric am oprit ceva, ea a oprit categoric. Asta pentru mine este un model, este o călăuză, un exemplu de a merge mai departe. Ba mai mult, eu cu Valeriu, cu fiul ei, suntem aproape de o vârstă și băiatul e plecat peste hotare cu toată familia și atunci ea de multe ori îmi zice, fata mea care uită de mine să mă sune. Pentru mine este o onoare chestia asta. Nu a existat niciodată, și nu vorbesc de mine acum personal, nu a existat niciodată un om care să bată la ușa ei și ea să zică nu pot sau n-am cum sau nu reușesc. Deci s-a făcut luntre și punte, s-a ajută toată lumea. Eu am avut câteva cazuri cu ea așa mai speciale. Unul pe care l-am mai spus de câteva ori și dacă o să zic chestia asta, poate pentru o să fie clar cine e Nina Costiuc. Fiind la începutul în funcția de director, trebuia să rup niște bani pentru să faci ceva pentru teatru și trebuie să mergi, că nu știm bugetarii cum se descurcă, comisii, scrisori. Și o cunoștință de-a mea zice, bă Gabi, tu degeaba alergi ca nebuna până nu o să dai ceva, așa, pe sub masă, n-ai să ai tu nimeni, nu o să dea nimeni bani. Zic, ok, gata, am prins. M-am dus la teatru, repede o sun. Pe cine pot să sun? Nina Costiuc, care la vârsta de 20 și ceva de ani deja era în funcție de conducere. O sun. Stimată doamnă, am o problemă. Gata, vin la tine. Vine la mine în birou și eu îi zic, spune-mi te rog frumos, cum și cui se dă atcatul? A fost o pauză lungă, după care i-au zis că tu ești nebună și eu sper din toată inima că nu te-au auzit nimeni și n-am mai vorbit cu nimeni chestia asta. Du-te, te rog frumos, fă-ți actele și lucrează cum se lucrează și nu umbla cu prostiile, că eu nu am nevoie să vin la pușcărie. Și atunci am înțeles că orice s-ar vorbi și orice s-ar spune despre această femeie, ea rămâne a fi Nina Costiuc. O cunosc pe doamna Nina aproape 20 de ani. Pe parcursul acestor ani am avut onoare să colaborez cu dumnea ei cot la cot pentru promovarea imaginii Republicii Moldova în străinătate și pentru atragerea investițiilor în comunitatea Budești. Pe parcursul acestor ani am ajuns în Germania, în Italia, în Suedia și în Botswana. Pot să zic că doamna Nina este o persoană care m-a influențat enorm de mult. Și eu cred că asta se referă nu doar la mine. Doamna Nina este o persoană care mereu a investit în oameni,
mai ales în tineri specialiști. Doamna Nina are viziuni moderne, centrate pe oameni și eu cred că faptul acesta se vede foarte bine în dezvoltarea serviciilor sociale importante în comunitatea Budești. Doamna Nina are capacități excepționale, manageriale, ea poate face schimbare, ea poate mobiliza oamenii pentru că le tratează cu respect. Doamna Nina lucrează cu multă perseverență și nu se lasă bătută de circumstanțe și provocări cu care ea se confruntă pe munca ei de zi cu zi. Totodată, eu cred că doamna Nina este un exemplu excelent a unei femei în politică, a unei femei în conducere. Este un exemplu frumos de urmărit pentru fete și femei care doresc să contribuie la dezvoltarea țării noastre. Când pronunț numele Nina Costiuc, mi se trezește niște emoții foarte puternice de mândrie, fiindcă ea este susținerea mea, pilonul meu, umărul meu care pot să plâng, pot să râd. Ea mă declară fiica ei adoptivă de aproximativ 9 ani de zile. Sunt foarte mândră, cam a doua mamă. Ea m-a format ca personalitate. De la ea am învățat că tot se poate în viață, prin muncă și dedicație, totul este posibil. Sunt foarte mândru și recunoscător mamei mele pentru ceea ce a făcut și pentru ceea ce face în continuare. Ea a reușit să combine cu succes familia și obligațiile de serviciu, să spunem așa. Câteodată, chiar când era acasă, în afara orelor de serviciu, mi-am aduc aminte că apăreau diferite probleme cei din partea populației sau a oamenilor legat la ce oră sunau și la 11 de noapte și că au probleme, au ceva întâmplat, s-a întâmplat ceva, ea era obligată să soluționeze de urgență aceste situații care au apărut. Și încă un lucru plăcut care mi-amintesc eu fiind mai copil era că mama mea mă lua câteodată cu ea la serviciu, la lucru, la diferite întâlniri, la diferite festivități, cei ce se petreceau la înregistrări de căsătorie. Unii îmi amintesc cu plăcere toate aceste evenimente în care totodată fiind cu ea petreceam timpul împreună. Nu avea timpul acela care ca să fie acasă numai, ca să fim împreună, era posibilitatea aceasta. Acest timp petrecut împreună a stat la baza relațiilor noastre ca fecior și mamă, care au fost și sunt foarte strânse. Mama mea a fost ca, în primul rând, ca mamă, ca un prieten foarte bun, ca o soră, ca un frate. Vreau să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut și face în continuare pentru oameni, pentru comunitate, pentru noi, pentru nepoți, pentru copii. Doamna Costiuc, sunt oamenii dumneavoastră. Cât de severă sunteți ca mamă? Nu, în genere, noi oamenii, mamele, dacă nu-și asumă responsabilitatea în a ajuta ființa cea mai apropiată ca să devină om, atunci e eșec. Dar fără strictețe și fără unele, deci copilul sau omul pe care tu îl iubești, trebuie să-i spui
foarte direct, să nu la linț și să-i spun, da, dragul mamei, ei, lasă, cuvântul ăsta, lasă, nu pot să-l sufăr, lasă, numai la moldoveni este, ei, lasă ca să treacă. Și câteodată eu mă prind la cuvântul ăsta și Mariana, nora mea, este ca o fiică mea, fiindcă eu am numai un unic ficior. Și când vorba este despre nepotul meu, care îl iubesc enorm la nebunie, și nepoțica mea, Nicoleta, dar diferența e 5 ani dintre ei și sigur că atenția, în mai ales în perioada asta de 13-18 ani, este foarte important ca să fie... Noi toți fim atenți și mama și tata și bunei, toți bunicile. Deci eu mă prind, ei, lasă, Mariana, ce ești așa de severă cu Mihăiță? El o să recupereze, să începe de la ciorapi, că îi aruncă acolo unde nu trebuie și tot timpul este sfat. Da, dar eu spun, el pleacă în excursii cu grupa și tu ai primit un feedback, corect spun? Da. Că, deci, el era cel mai organizat din grupă, că el era primul care făcea curat și aranja lucrurile. Da, iarăși tu spui, iarăși îl acoperi pe nepotul tău. Deci, noi nu trebuie să fim orbiți de dragoste și să ne implicăm în educație fără ca să simte. Noi trebuie să fim prieteni și trebuie să avem încrederea copiilor noștri, nepoților noștri și să fim destul de serioși cu ei. Fiindcă ei lasă și alintatul ăsta că tot spui la dispoziție nu este chiar bine. Nepotul meu de la 13 ani lucrează adăugător, duce niște reviste de fiecare și mă bucur că deci fiul meu, nora mea și eu am spus, el trebuie să-și găsească un job acolo adăugător la cei ce lecții face, ocupații și așa mai departe. Deci trebuie de educat prin muncă și prin exemplu propriu. Ce ați învățat de la bunelul dumneavoastră preot? Dar vreau să fac o remarcă. Bunelul meu, Toader Bălan, nu a fost preot, dar a fost starosta bisericii. Așa. Biserica a fost, biserica care este astăzi la Budești, de piatră, a fost început construcția în 1912 și finisată în 1943. Iată perioada asta, undeva de vreo 40 de ani, bunelul meu a dat loc pentru biserică în grădina sa, că acum, atunci era la capătul satului, dar acum e în centru. Și eu m-am conștientizat în biserică, fiindcă de tot răspundea bunelul meu. Și sigur că nu am putut ca să nu fiu influențată și de preotul Pavel Pintiacov, care... o perioadă din cele mai grele a slujit, până la moarte a slujit în biserica din Budești. Cunoștea, era poliglot, cunoștea 7 limbi și era de o inteligență extraordinară. Și eu iubeam ca să fiu lângă bunelul în biserică, fiindcă atare mama și cu tata tot erau ocupați și eu eram lângă bunelul. Bunelul, de fapt, și cu bunica mea Elizabeta, Dumnezeu să ierte, au adoptat-o pe mama mea, ea nu știe părinții și toată dragostea a fost față de mama mea și eu ca nepoțică. Deci... biserica pentru mine este ceva deosebit în suflet. Când eram octombriel, pionier și comsomolist, mama insista, eu mă ducem și preotul mă duceam și mă rugam la biserică, dar împărtășania o făceam ca să... eram persecutați. Eu n-am să uit niciodată cum de Paște, noaptea de
Paște, dacă trăim chiar în gard în gard cu biserica, deci veneau drujinari atunci se numeau și strașnic mi-a fost și mi-a rămas în memorie cum dascălul a fost bătut și erau picături de sânge de la intrarea în biserică până la altar. Icoanele la care s-au rugat bunii mei și părinții mei sunt și acum în biserică și am fost așa educată că noi răspundem de biserica care a fost construită. Dacă în 1912 până în 1943 a fost construită așa o biserică de mare, noi, urmașii, suntem obligați, eu întreb sătenii mei, oare chiar noi suntem mai neputincioși decât cei care au fost până la noi? Ei au putut să construiască o biserică, dar noi nu putem cel puțin să o menținem. Și iată, am contribuit la schimbarea acoperișului, ferestrelor, la reparație. Acum, iarăși, am săpat și preotul Vladimir e foarte insistent și bravo și el îmi spune, iată, eu am strâns capic bănuți cu bănuți și astăzi pot ca să fac fundația, să o întăresc, să o izolez. Izolați. Și să o reparăm pe din afară. Doamna Costiuc, ce vă place cel mai mult la oameni? O, frumusețea sufletească, sinceritatea și atitudinea lor față de cei apropiați. Dacă eu mă uit la domnișoara Elena și ea o întreb de părinți și ea îmi vorbește cu dragoste, de frați, de surori, fiindcă eu în funcție de primar am văzut foarte mulți oameni care se urăsc frate cu frate, soră cu soră, față de părinți o atitudine nerespectuoasă. Asta pe mine mă doboară la pământ. Mulțumim mult pentru acest interviu. Vă mai așteptăm la TVR Moldova să vorbim despre provocările și soluțiile deja pentru primărie. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Atât a fost. O seară frumoasă!